Cu lacrimi în ochi, Ramona Staicu îi mulțumește bărbatului din Dublin, care a fost impresionat de povestea ei. Femeia spune că acești bani au făcut sărbătorile un pic mai bogate, mai ales că starea de sănătate a soțului său bolnav este din ce în ce mai gravă. Pentru ce o să-i folosiți? Păi, îi cumpăr și o mâncare, am cumpărat pimpăți, medicamente, să plătesc curentul, că plătesc curentul 3.600.000 lei pe lună plătesc. Am și o cablu de plătit, am și o... De toate trebuie să plătesc. Mai plătesc și la nici plocă, dacă se întâmplă ceva cu mine, n-am de unde să scoată, trebuie să iau și-o de acolo. Femeia este însă supărată pentru că, deși au sărit în ajutor români de la capătul lumii, este ignorată în continuare de autoritățile locale. Dumneavoastră vreți să munciți? Vreți da, normal, da, să-l muncesc. Să știu și eu că este al meu. Să nu mai mă dea nimeni afară. Când vor mă scoate, când vor mă da. Am avut la cap, m-a scos. Am avut la mijloc, mă scoate. Deci peste tot pe mine mă scoate. Ramona Staicu i-a scris și președintelui țării, iar în răspunsul primit de la Cotroceni se precizează că doleanța sa cu privire la acordarea unei suprafețe de teren a fost înaintată prefecturii Mehedinți.